Paradox. Avem peste 11.000 de locuri vacante pe piața muncii, dar o cifră și mai mare de șomeri. Problema e în discrepanțele dintre ofertele angajatorilor și așteptările celor care își caută un job. Iar cei de la Agenția Forței de Muncă confirmă că tinerii de astăzi sunt taxați strict pe salariu, iar o leafă mică, dar cu perspective pentru o carieră frumoasă, nu-i interesează. Potrivit bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, până la sfârșitul lunii martie au fost înregistrate peste 11.000 de locuri vacante, cele mai multe fiind în capitală, aproximativ 5.000 de locuri, dar și în municipiul Bălți cu peste 1.000 de funcții. Chiar dacă locuri de muncă sunt îndeajuns, numărul șomerilor se pare că este și mai mare, adică dublu, cu peste 22.000 de persoane. Deși pe piața forței de muncă sunt peste 11.000 de locuri vacante, mulți dintre cei care își caută un job spun că, în realitate, oferta nu este atât de generoasă. Unii spun că sunt locuri de muncă, dar în realitate sunt puține și cerințele sunt foarte mari. Cei mai mulți tineri se plâng că nu își găsesc un job pe plac, iar primul criteriu care îi interesează este salariul. În primul rând, nu au un salariu motivant. Doi la mână, fără stagiu în domeniu, nu sunt acceptați. Cred că din start ar fi bine cel puțin 80.000. Dar dumneavoastră, pentru ce salariu ați accepta un loc de muncă? Personal, aș lucra pentru comisiune. Astfel, aș lucra cum lucrez, așa și voi avea salariu. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă susțin că numărul mare de locuri vacante, dar și cel al șomerilor, este din cauza că, în prezent, tinerii noștri nu sunt interesați să investească timp și eforturi în dezvoltarea unei cariere, dar caută din start salarii mari. Din păcate, tot vedem că tineretul este acela care are percepții uneori greșite și abordări greșite față de faptul că să încerc de la ceva și o să mă dezvolt, dar da, nu, până la urmă eu nu vorbesc în general de tot tineretul, da, dar mulți își doresc acum, aici, mult, de grabă. Și nu doresc să muncească mai mult pentru a avansa, dar doresc deodată în rolul de director. N-au răbdare și timp. Eu personal nu sunt de această părere. Tinerii doresc salarii mai mari, vor să lucreze mai puțin. Unii au cunoștință și adică își doresc prețul său să-l obțină, unii chiar și fără cunoștință tot ce își doresc. În anul 2022, rata șomajului din țara noastră a fost de peste 4%, dublu față de 2021.